Costinești rămâne una dintre stațiunile preferate de turiști. Cel puțin asta spun cei care vin an de an în stațiunea Tineretului. Cum e la Costinești? Bine! De unde sunteți? Dolj, Craiova. De ce ați ales Costineștiul? Aici ne-am obișnuit. Înțeleg că veniți frecvent. Da, de fiecare an. Și nu mai schimbați așa? Nu mai mergeți în altă parte? Am mai fost în eforie, dar tot aici ne place mai mult. Chiar dacă cu greu reușești să te strecori cu mașina sau faci o plimbare pe faleză într-o mare de oameni, comercianții nu sunt pe deplin mulțumiți de vânzările de până acum. Binișor. De ce binișor și nu vine? Că este multă lume, sunt mulți turiști. Este, dar știu că unii vine, alții pleacă. De exemplu, astăzi am mers mai bine ca ieri. Depinde și de vreme. Când este mai frică, nu este mai cald. Dar oricum, merge binișor. Mulțumim, mulțumim și mai ca Domnului. Cum merge vânzarea? Mulțumim Dumnezeu. Așa, așa, așa. 20-30%. Păi da, fost că aveți niște produse deosebite. Avem, dar lumea nu are bani. Singurii care nu se pot plânge de încasările de până acum sunt cei care oferă cazare. Aici tarifele variază de la 50 de lei pentru o noapte în cazul unei camere situată mai departe de plajă sau care nu are prea multe dotări și până la 150 de lei în cazul unei camere cu televizor, frigider, aer condiționat și baie proprie situată la doar câteva minute de mers pe jos până la plajă.